Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport. Discutăm despre piscicultura din România împreună cu domnul secretar de stat Gheorghe Ștefan din cadrul Ministerului Agriculturii, responsabil pentru acest sector, domnii Radu Manolache, George Ionescu și Vasile Lupu. Aș vrea să abordăm și subiectul legat de patrimoniul fermelor piscicole, pentru că e un subiect interesant din multe puncte de vedere. Vă rog, domnule. Da. Ne legăm un pic și de interviul pe care l-ați luat în Călăraș, pentru că există mult adevăr în ce s-a spus acolo, din păcate. Aș începe un pic din altă perspectivă, în sensul că ar trebui să știm pe ce avuție stăm. Și în acest domeniu, ca și în alte domenii, România are un patrimoniu fabulos. După varii statistici, suntem între 22 și 25% din resursa de apă dulce în care se poate practica acvacultura din Europa. Vorbim de suprafețe de peste 100.000 de hectare în care putem practica acvacultură extensivă și să producem pește de adevăratele ecologic, nu neapărat pe hârtie sau cu un label, un certificat de ecologic, da? Deci noi dacă am reușit să punem în circuitul economic acest patrimoniu și am luat în calcul o producție medie, să spunem, la hectar de 200 de kilograme, ceea ce e foarte aproape de ce se întâmplă natural, am putea să obținem 20.000 de tone, da? De pește. Lejer, la pas. Lejer, fără să începem cu investiții majore. Deci noi vorbim ca statul care prin varii instituții, că și aici avem o problemă cu instituții care se ceartă unele și altele, neînțelegând că proprietarul este statul român prin Ministerul de Finanțe. Sau nevrând să înțeleagă. Creează tot felul de șicane. E, noi dacă acest patrimoniu l-am pune în circuitul economic, am putea să obținem prin taxe și impozite, da? Pe, în primul rând, pe chirie. În al doilea rând, pe taxele generate de angajații care vor fi implicați acolo, pe salariile lor, am obține cel puțin 11-12 milioane de euro pe an în taxe și impozite. Și asta vorbim doar efect de înlocuire al importurilor. Nu vorbim să exportăm, nu vorbim să introducem specii noi, nu vorbim să reduce importurile. Nu vorbim, deci exact. Să reduce importurile. Atât. Și cu un pește de foarte bună calitate. Este la nivel de calitate cum este și vânatul, da? Deci crescut extensiv. Până la urmă este un vânat, nu? Da, deci crescut extensiv. Și gradul de prospețime, pentru că nu-l mai aduci de la mii de kilometri. Vorbim de o dispersie foarte bună a resursei de apă în țară, apropo de prospețime. Și atunci, dacă noi ne uităm că avem legislație din 2007-2008, de când domnul Ștefan a mai fost într-o poziție de decizie, și mulțim cu 10-12 ani aceste sume, ne dăm seama că nu e o glumă. Deci statul român a pierdut din calculele astea, din cauza că n-am fost în stare să ne producem singuri, undeva între 130 și 150 de milioane de euro. Și ne plângem că nu sunt bani. Și apropo de subvenție, domnule, cea mai bună subvenție astăzi în România, cum o simt eu, este consumatorul român, care atunci când vede produs românesc, ne alege. Fără să se fi făcut un proces de educație, se fuga foarte mulți bani în asta. Asta e un avantaj enorm. Dacă ne ducem pe orice alt produs pe care vrei să-l faci mâine, trebuie să faci reclamă ca să intri în piață, ca să fii cunoscut. Da? Uitați-vă de la lapte, cașcaval, ce vreți dumneavoastră. Eu dacă am pus pește românesc pe piață, consumatorul vine lângă mine și plătește prețul corect. Asta e mare lucru. Și siguranță noi... vine. Să știți că eu umblu pe la târguri de profil cu produsele mele și întâlnesc adeseori consumatorii de pește și mă întreabă, e românesc? Domnule, totuși suntem producători păstrăvării, deci consumatorii într-adevăr sunt deci un noi pic demisolați. Ar trebui să mulțumim în primul rând consumatorului român pentru că într-un fel sau altul își asumă prețul pentru... Haideți să mai luăm un telefon, îmi cer scuze, sunt mulți telespectatori care urmăresc emisiunea și vor să intervină. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! De unde ne sunați, cum vă numiți? Mă numesc Benjamin Nisie, din comuna Geaca, județul Cluj. Da, spuneți! La noi în sat a fost o fermă piscicole. Da,
Da, ziceți, spuneți. Așa. A fost o fermă piscicole. Înainte de a se... Înainte de a se face... Așa, ziceți. Înainte de a se face ferma piscicole, atunci, pe vremea mai de mult, unde a fost un pic de baltă, știți că a fost aligroful, alipopa, alii nu știu cine. După ce au venit, acum s-au amenajat piscicola, au intrat pe pământurile oamenilor, au sfidit pământurile oamenilor. Bun, care e întrebarea? Avea să știm acum ce se întâmplă acum, că la popa i-o dat, pe ăsta i-o dat, balta și nu i-a dat nimica. Deci nu ne-a pus să poseze cu pământul din sub apă. Nu știm nimica care ce se întâmplă. Puteți să-i răspundeți, domnul secretar de stat? Da, pot să-i răspund. Încerc să-i răspund, domnul. Atât am vrut să vă Din câte știu eu, în Cluj sunt 6 ferme piscicole. Adică din câte știu, chiar m-am uitat ieri sau alaltăieri pe situația celor 150 de ferme cu probleme de patrimoniu care nu sunt concesionate și întabulate și 6 dintre ele sunt într-adevăr în Cluj. Înțeleg că domnul e de la Țaga, e o fermă piscicolă destul de veche, făcută într-adevăr pe o vale a unui pârâu. În 2006 a fost o hotărâre de guvern care a complicat foarte mult lucrurile pentru că a dat dreptul primarilor să restituie sau chiar să-și întabuleze suprafețe pe care ei le-au considerat că le-au fost înainte de, eu știu, acum 50-60 de ani. Din punctul ăsta de vedere suntem în litigiu, un proces cu câteva primării, chiar și cu instituții ale statului, pe unele suntem cu Apele Române, pentru că și ei le-au intabulat și noi le-am intabulat și până la urmă, cum spunea domnul Ionescu, proprietarul Ministerul statul român prin Ministerul Finanțelor și aiurea să ai două instituții care au întabulat aceeași suprafață. Vorbim de 30 de procese care durează de ani de zile. Da. Cam atâta de legat de crescătoria de la Țaga. Dar acum când o să încercăm să întabulăm, cu siguranță că o să avem probleme și o să fiu în măsură să îi dau răspunsul exact. Vedeți că discutăm de două ore și tragem o concluzie că pescăria românească este în suferință totală. Chiar nici nu mai știu care e mai prioritar decât cealaltă și toate sunt prioritare. Sigur, dar prioritatea priorităților trebuie să facem. Și prima va fi această concesionare, portul pescăresc. Haideți să le spunem oamenilor câteva lucruri și despre portul ăsta pescăresc pe care intenționați să-l deschideți la Constanța, din câte am înțeles. Da, și ăsta e o chestie veche de-a mea, din primul program operațional, din 2007-2008, am luat de la administrația financiară, cred, Constanța 10 hectare de teren pentru a face de la fosta întreprindere de pescuit oceanic care a intrat în faliment, am luat cheul de acostare acolo unde veneau polarele cu pește congelat și descărcau în frigorifer. Am luat această suprafață în ideea de a face un port pescăresc la Marea Neagră. De ce? Atunci încă mai aveam vreo 20 ceva de vapoare care pescau la Marea Neagră. Acum mai avem 6 vapoare. Nu suntem în stare să realizăm, să prindem cota pe care o avem de șprot, de hamsie, de specii de-astea mai mici, bine, cu excepția calcanului care doar 70 de tone și 70 de tone foarte puțin pentru consumul din România. De ce este necesar acest port pescăresc? E necesar pentru că, în primul rând, e vorba de siguranța și securitatea echipajelor. Astăzi, cele 6-7 embarcațiuni ancorează una la Mangalia, una la Midia, una în Năvodari, una în Eforie. Unde pot și în condiții de nesiguranță. Doi, este imposibil să monitorizez captura acestor nave pentru că avem 5-6 ingineri piscicoli la inspectori piscicoli la Constanța și să alerge după navă, îl sună pe unde o să acostezi? Păi la Mamaia. Se duce la Mamaia și zice, păi n-am mai ajuns că a bătut vântul și sunt la Eforie. Și nici capturi, nici nimic. Deci, de asta, și ăsta este un motiv pentru care România astăzi, și noi românii spunem și ne mirăm, dom'le, importăm 90% și prindem 10%. Păi dacă la Marea Neagră n-ai capturi, nu figurezi, sau nu sunt reale, nu sunt conforme cu realitatea. Cât se vedea? 8.000 de tone. 8.000 de tone. Păi da, nu mai rapane, înțeleg că sunt vreo 6-7.000 de tone pane. Păi bun, rapanele deci, sunt un produs nou.
produs, nu, dar pește, e, contribuie. Contribuie, normal, tot. Foarte bine. Deci, avantajul portului pescării este, repet, siguranța și securitatea, o monitorizare exactă a capturilor de pește, o trasabilitate a peștelui. Încurajăm în felul ăsta potențiali investitori să-și cumpere embarcațiuni de pescuit, ca să avem și noi. Bulgarii au 35 de nave de pescuit. Și noi avem 6 pe aceeași supra... Au 35 de nave de pescuit de 7-8 ani, adică aproape pe aceeași lungime de litoral. Mai vând și midi, au voie. Am identificat deja săptămâna asta 2 milioane și jumătate de euro din Fondul European de Pescuit, pe care cu celeritate o să investim aici. V-am spus mai devreme, și 3-4 luni dacă stau, tot trebuie să fac câteva lucruri care să rămână. Și... În regulă. Haideți că mai avem un telespectator. Avem un telefon, da? Bună seara! Bună seara! De unde ne sunați? Cum vă numiți? Din Iași, Cătălin Platon, președintele Asociației Romfish. Da. Da. Spuneți! Îi salut și pe colegii mei din platou. Am urmărit cu foarte mare interes emisiunea dumneavoastră. Aș vrea să fac câteva clarificări. Cum se vede piscicultura românească din partea de nord-est a țării, care este la ora actuală principală? Se vede diferit față de zona asta de sud? Da, principala sursă de pește a României la ora actuală este regiunea nord-est. Deci, întrebarea dumneavoastră era, tema emisiunii este dacă piscicultura este o afacere sau o pasiune. Din punctul nostru de vedere, este o pasiune care ar trebui să fie și afacere. Corect. Un investitor, pentru a putea investi în sectorul de piscicultură, are nevoie de câteva lucruri foarte simple. În primul rând, siguranța juridică asupra terenului și amenajării piscicole. În al doilea rând, ai nevoie de un regim de reglementare foarte prietenos. La ora actuală, sistemul de licențiere, autorizări și avizări la care este supusă activitatea de acvacultură, este foarte greu de gestionat. Fermierul este într-o permanentă luptă pentru a-și obține autorizație, pentru că el expiră, în fiecare an expiră o altă autorizație. În al treilea rând, discutați dumneavoastră în timpul emisiunii despre subvențiile din agricultură. Ar trebui să luăm agricultura, pentru că și noi suntem o parte a agriculturii, să luăm ca un exemplu de bune practici. Dacă țineți minte, înainte de 2007, în România, jumătate dintre terenurile agricole erau neexploatate, erau perloadă. După 2007, când s-a instituit sistemul de subvenții, de plăți la hectar, de plăți pe cap de animal, la ora actuală nu mai găsești o palmă de teren nelucrat. Bună observație. Ceea ce în piscicultură, din cele 115-130 de mii de hectare cât am putea avea, la ora actuală noi exploatăm, cred că în mod efectiv, în jur de 50 de mii de hectare. Am putea gândi un sistem exact în agricultură de subvenții, fie la hectar sau combinat la hectar, dar trebuie neapărat o subvenție pe kilogramul de pește introdus pe piață, așa cum domnul secretar de stat spunea că a fost în 2008, cred că, a fost un sistem foarte bun. Pentru că scopul principal al României, și nu doar al României, dar al Uniunii Europene, este creșterea producției în acvacultură. Ori creșterea producției nu se poate face decât prin metode stimulative. Noi, din păcate, suntem asociați la nivel european cu pescuitul, ceea ce ne-a tras pe o linie moartă în privința subvențiilor. Dar noi ar trebui să beneficiem de aceleași instrumente de suport, ca și agricultura, ca și zootehnia. Pe de altă parte, discutam de problema restricțiilor impuse de cele două directive, directiva Habitate și directiva Păsări. Părerea noastră, și am susținut-o de foarte multe vreme, este că avem nevoie de un dialog între Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, organizațiile de protecție a naturii și asociațiile de producători. Pentru că doar în simpla împușcare a cormoranului, de exemplu, nu va rezolva problema. Noi avem nevoie de un plan de management pentru aceste specii, avem nevoie și de sprijin pentru a acoperi o parte din compensații. Noi nu vrem subvenție pentru aceste păsări, noi vrem o compensație.
De altfel, nu inventăm noi nici apa caldă, nici roata. Lucrurile sunt stabilite în Ungaria, lucrurile sunt simple. În Croația, lucrurile sunt la fel de simple. În Germania, la fel. Pentru toate aceste lucruri, avem nevoie de un dialog permanent cu Ministerul. Domnul secretar de stat este foarte deschis, îl cunoaștem de foarte multă vreme și așteptăm să putem lucra împreună. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi pentru telefon. Da, și noi mulțumim foarte pertinente, domnului Platon. Cu siguranță vom lucra împreună. Știe că sunt aparțin sectorului ăsta. Vă spuneam la un moment dat că pescăria este într-o mare, mare suferință. Acum, colac peste pupăză, vreau să vă spun că, scuzați expresia plastică, de anul trecut și facultatea de, era singura de piscicultură de la Galați și a închis porți. Ultima promoție de ingineri piscicoli a început anul trecut, când vor termina, s-a încheiat cu această activitate în România. Pe ce considerent? Din ce cauză? Pentru că înainte, eu am făcut facultatea asta, o făceai, aveai un loc de muncă. Sigur. Acum, marea majoritate, și asta e un motiv pentru care producția piscicolă a scăzut foarte mult și va scade, majoritatea, să spunem așa, patronilor, administratorilor de firme cu profil piscicol, nu sunt de meserie și nu apelează la serviciile unui inginer piscicol. Cu toate că în licența de acvacultură spune... E obligatoriu. E obligatoriu, dar îl iau doar pe contract ca să aibă CV-ul unui om acolo și cam atât. Și de asta nici nu se fac producții. Un inginer piscicol, ce spuneam, eu am stat în fermă și singura mea grijă era să produc pește de dimineața și până seara. Zi de zi, nu să mă ocup de vânzare. Am vorbit cu colegii de la AMEPOP ieri, și vreau ca în următorul program operațional de pescuit să prindem și aspecte, să finanțăm și aspectele astea de resursă umană. Nici măcar licee de piscicultură nu mai sunt. Eu am făcut liceu de piscicultură, facultatea de piscicultură. Și vreau să prindem niște sume de bani, pentru că ne permite cadrul regulamentul european, ca noi să venim cu măsurile pe care le vedem importante. Vara, spre exemplu, la liceele agricole, 2-3 luni de zile, cât sunt copiii în vacanță, să ducem tineri de la sate, unde sunt ferme piscicole, să facă o post-liceală timp de 2-3 luni să-i facem specialiști în acvacultură. O calificare directă. O calificare în acvacultură. Și pentru asta o să am discuții la Ministerul Educației să ne recunoască aceste cursuri, adică în paralel cu trecerea lor în programul operațional, vreau să și facem o recunoaștere a acestor cursuri, ca de la anul să fim în măsură să facem o calificare a tinerilor, măcar mai creăm locuri de muncă la țară, îi legi pe oameni acolo de glie, într-un fel, e altceva. Iar salariile încep să fie interesante, adică nu mai suntem... Păi, cum, știți că este foarte greu cu un tehnician bun, ești dispus să plătești pentru el, pentru că aduce valoare adăugată. Își câștigă banii. La realmente. Câți bani poate ajunge? La ce salariu? La ce venit? Știu, la cât 1000 poate. De euro pe 1000 puțin. De euro. Puțin, eu, un inginer, da. Un tehnician, probabil sub 1000. Eu am cel mai bun exemplu de tehnician care face la fel de bine ceea ce face un inginer. Mi-a fost coleg de liceu, dar de când a terminat liceul din 80 și până acum a stat la aceeași fermă. E vorba de șeful de fermă de la Comana. Costel. Deci de 40 de ani, omul ăla stă la Comana și vreau să vă spun că e una dintre fermele care de... Putem spune că e unul de cei mai buni producători de pește. Adică chiar e inginer, tică, da. În regulă. Haideți că nu mai avem multe minute. Vreau să profităm de timpul rămas și să trageți fiecare dintre dumneavoastră câte o concluzie și o să încep cu domnul Ionescu. Sunt multe de discutat. Știu că n-am apucat să discutăm tot ce ne-a propus, dar e un sector care a fost lăsat de izbeliște și s-au tot adunat subiectele în decursul timpului. Tocmai că e deschis și acumulează toate problemele în el. Eu consider că dacă reușim să... Dacă domnul secretar de stat și cei care sunt... Da, dar trebuie sprijin și de către dumneavoastră, pentru că dumnealui singur nu are cum să reușească. Dacă se rezolvă cadrul legal în care funcționăm și se echilibrează nivelul de tarifare între fermieri, pentru că și asta e un lucru pe care nu l-am spus,
sunt fluctuații sau sunt diferențe foarte mari. Eu plătesc într-un loc jumate față de locul celălalt la hectar. Nu e normal. Deci unii fermieri să plătească mai mult, alții mai puțin și tot aia. Deci noi trebuie să creăm un câmp egal de lucru. Să nu mai fie mai multe, să nu mai fie mai multe românii și mai, cum să spun, în momentul în care am creat acest loc egal, atunci și competiția se întâmplă natural. În momentul în care cineva plătește 200 de euro la hectar, domnul Stelică, da, iar altcineva plătește 30 de euro la hectar, nu mi se pare normal. Unul la mână. Doi la mână, noi avem studii, noi ca țară, când spun noi, mă refer la țara asta, făcute, cred că de 50 de ani, 60 de ani. Există documentație în acest domeniu. Există experiență vastă. Deci nu trebuie să inventăm nimic, nu trebuie să ne... trebuie să mergem doar la ce avem. Și statul român să stabilească foarte clar cât își dorește redevență de la acest sector. Da? Cum se dorește și de la marmură, și de la apă minerală, și de la petrol, și de la gaz. Dacă vrea 10% redevență, se face 10% din producția potențială. Domnul, și asta e. Dar trebuie să fie o abordare unitară. Domnul Manolache, asta nu mai avem mult timp, de-aia cauți la cuvântul fiecăruia. Eu am să mă refer și am să reduc ceea ce aș vrea să spun doar pentru Delta Dunării, pentru că acolo îmi desfășură activitatea. Da. Eu cred că o măsură, un set de măsuri minimale, dar foarte urgente, ar fi, unu, întocmirea, elaborarea unui plan strategic pe termen mediu și lung pentru ceea ce trebuie să se întâmple în Delta Dunării, ca să reușim să scoatem peștele care se comercializează de pe piața neagră, să-l aducem, să-l fiscalizăm. Propun eliminarea taxelor de impozitare ale pescarilor și o găsire a unor facilități pentru fermele piscicole care încă mai funcționează pe teritoriul rezervației biosferei Delta Dunării, cred că sunt 7-8 ferme, adică să nu credeți că facem vreo gaură prin buget, să nu uităm că aportul sectorului pescăresc, sectorului de prindere de pește, al pescarilor din Delta Dunării și în general pisciculturii din România în PIB-ul național este de 0,001%. Adică să înțelegem cumva că toate acele instituții, sunt vreo 6 instituții în Delta Dunării care vântură apa în Delta. Păi nu se justifică salariile. Să nu uităm că, de exemplu, AMPA are 10 angajați. Bun. Ar trebui decolmatate canalele, da? Făcute adăpusturi pescărești între, știu eu, Perișor și Midia, spunea și domnul secretar, dar nu există, și identificarea criteriilor pescuitului la scară redusă. Pentru că nu mai avem colectivități la Jurilov, că din 6 de pescare au rămas 40. Deci trebuie să încercăm să scoatem un pic, să, cu niște măsuri foarte clare și pe termen lung, să nu mai aibă legătură cu schimbarea guvernului cu schimbarea faptului. Domnul secretar de stat, o concluzie scurtă. Scurt. Eu, în primul rând, vă mulțumesc și închei cu speranța că împreună cu toți colegii mei din sectorul pescăresc, când spun colegi, înseamnă de la pescarul din barcă, din delta, pescarul amator, până la acvacultori, procesatori, avem datoria să scoatem sectorul ăsta la suprafață, să rezolvăm măcar jumătate din problemele astea pe care le avem, pentru că e adevărat că în România contribuția pescăriei la PIB este foarte mică, dar aceste produse trebuie să existe în fiecare casă și sunt sănătoase și cetățeanul trebuie să consume cu încredere pește din România. Mă rog. Avem speranța, așa cum spune domnul secretar de stat, că se va găsi aceste soluții și se va reechilibra situația în acest sector. Și, de asemenea, eu cel puțin ca acvacultor, în acvacultură, această ramură să fie și ea băgată în seamă, ca să spun așa, să fie luată în serios. Să-i se acorde o atenție mai mare. Mulțumesc tare mult! Cred că a fost o emisiune interesantă pentru toată lumea. Sunt multe teme de discutat, de dezbătut. Vă fac de pe acum invitația să ne reîntâlnim, fie în această formulă, fie într-o altă formulă. Important este să putem atinge toate problemele sectorului. Mulțumesc mult de tot! Mult succes, domnule Ștefan, pentru că e un sector greu, aveți mult de muncă, dar sunt convins că veți reuși să rezolvați măcar o parte dintre probleme, pentru că toate mi se pare aproape imposibil. Putere de muncă.
aveți. Succes și piscicultorilor noștri, telespectatorilor mei, le dau întâlnire luni seară, tot aici la Agro TV, începând cu ora 20 la Agricultura, la Raport. Până atunci, urmăriți pe mai departe programele noastre. Toate bune, numai bine!